Vrem să deschidem în Matei, capitolul 1. Evanghelia după Matei, până săptămâna aceasta, o numeam Evanghelia în care descoperim pe Împăratul și Împărăția Cerurilor. Dar mi se pare atât de important să adăugăm două cuvinte în mijlocul întunericului. Parcă niciodată nu mi-a, hai să spun, să folosesc acest oximoron, nu mi-a strălucit întunericul în primele două capitole, cum a strălucit în aceste ultime două săptămâni. Întunericul domnea pe pământ. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic. Este una dintre cele mai frumoase prorocii pe care le găsim în Isaia, capitolul 9, pe pământul în care acum este necaz. Când e această afirmație, o poți duce oricând în istoria omenirii, de la căderea lui Adam până în zilele noastre și nu știi când a fost mai rău. În schimb, vă spun, când te uiți în vremea în care se naște pruncul Iisus, vremea în care moare omul Iisus, întunericul a strălucit cum n-a strălucit niciodată în istoria omenirii. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța, iar aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și am văzut dățile trecute cum Duhul lui Dumnezeu străbunte istoria și așează o fântână genetică și ajungem după 4.000 de ani de la această promisiune în dreptul familiei Mariei și al lui Iosif. Și vreau să citim câteva versete din capitolul 1. Suntem în jurul nașterii. Săptămâna trecută Biserica Creștină a sărbătorit vestirea nașterii Mântuitorului, dar era a Mariei, m-am interesat. Noi astăzi ne apropiem de vestirea nașterii Mântuitorului față de tatălui pământesc, și anume Iosif. Versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și a pus numele Iisus. Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Este o taină, luăm prin credință, trupul este creat de Dumnezeu în pântecele Mariei și de această dată, în loc Dumnezeu să mai creeze un suflet omenesc, Fiul din Trinitate vine și umple bucata de țărână care a parcurs 33 de ani și jumătate pe pământ. Însă în această dimineață aș vrea să întrebăm la o întrebare, să răspundem la o întrebare sau măcar să medităm în jurul ei. Cât de greu a fost acest moment pentru Iosif? Spre deosebire de Luca, Matei se concentrează pe Iosif și urmează linia genealogică a lui Iosif, iar frământările pe care le aduce în primul capitol sunt în jurul lui Iosif. M-am obișnuit din copilărie să vorbesc despre Iosif, a primit, s-a întâlnit cu un înger, a născut, a luat-o la el, dar întrebarea este cât de complicat a fost pentru Iosif acest moment și mai mult ce l-a ajutat să biruiască, să iasă mai mult ca biruitor, să fie un semn și o minune în mijlocul unui Israel apostat. Cât de greu crezi, Cosmin, că a fost lui Iosif să accepte această veste? Pentru Maria a fost mult mai simplu, ea știa. Ea știa că nu s-a atins de nimeni. Știa propria experiență. Putea crede foarte ușor ce i-a spus îngerul. Știa că ce este în pântecele ei nu este rezultatul apropierii de un bărbat. Dar Iosif, logodnicul, stă, abia așteaptă bucuria anunții, abia așteaptă să se apropie de soția lui peste câteva luni și vine și îi spune: sunt însărcinată.
Dragii mei, nu putem să trecem cu ușurătate pe lângă această veste. A fost foarte complicat pentru Iosif să audă aceste lucruri. Atât de complicat încât este nevoie ca Dumnezeu din cer să trimită un înger, un înger care să vorbească și să-i clarifice lucrurile. Dar nu doar atât, nu doar vestea este greu de crezut. Una este să primești vești complicate în momente în care cei din jur sunt ajutoare potrivite pentru tine. Dar întunericul în vremea respectivă domnea în Ierusalim, în Betleem și în Nazaret și în toată Iudeea și în Galileea, peste tot unde mergeai, te împiedicai doar de întuneric. Este suficient să dai o pagină, să te uiți în capitolul 2 și să vezi că atunci când magii vin la Irod și povestesc că s-a născut împăratul iudeilor, Irod cu liderii spirituale a lui Israel și tot Ierusalimul, deschid Biblia, citesc Mica și spun: unde este Hristosul ca să ne ducem să-L omorâm? Atât de mare era întunericul în Ierusalim. Cum să faci față unui astfel de context în care totul în jur este întuneric? Tu primești o veste complicată. Și prima lui soluție este să o lase pe ascuns, însă inclusiv acest mod, această preocupare a lui, vezi, nu poți să vezi ceva negativ din acest lucru la Iosif. El se gândește la Maria, el nu vrea să o facă de rușine. Modul în care așează aceste cuvinte arată ceva frumos din caracterul lui Iosif. Un bărbat care era fără Dumnezeu, o scotea, o ducea în piață și spunea: trebuie să fie omorâtă cu pietre. Ce se întâmplă într-un astfel de context în care inima îi se zbătea, nu știa ce să facă? În jur, nu găseai un sfat bun, pentru că toți zăceau în cel rău. În acest context, Iosif primește ajutor de sus și este foarte important să identificăm care este natura ajutorului. Am spune că natura ajutorului este experiența supranaturală a întâlnirii în vis cu un înger. Și există o tendință natural omenească prin care spunem că dacă am vedea un înger, totul ar deveni mai ușor. Dacă am avea o experiență, dacă am auzit o voce și Dumnezeu din cer ne-ar vorbi, contextul deodată ar fi mult mai ușor. Experiențele supranaturale sunt atât de înșelătoare și după ce ai experimentat-o, nu știi cine ți-a vorbit. Am văzut în 2 Samuel, în 1 Samuel, cine i-a vorbit lui Saul? Un demon. Nu era Samuel în veci acolo. Un demon a vorbit. Experiențele supranaturale sunt foarte periculoase. Și numai că sunt periculoase, dar în momentul în care a plecat, nu mai știi ce să faci cu ea. Pentru că trăirea, senzația pe care ai avut-o în momentul a dispărut. Nu mai e pe ce să te bazezi. Și atunci nu experiența în sine îl ajută pe Iosif, ci cuvintele îngerului din mijlocul experienței. Și uitați-vă care sunt cuvintele îngerului. Iosif, fiul lui David. Imaginați-vă mai când a auzit fiul lui David. Deja jumătate de scriptură a deschis-o îngerul înaintea lui. Iosif, fiul lui David. Nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă sa, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îngerul nu-l gâdilă la orgoliu să-i dea o trăire mistică, senzațională, ci vine cu un mesaj și în aceste câteva propoziții îngerul adună la oaltă toată Scriptura Vechiului Testament. Adună la oaltă promisiunea sămânței pe care a făcut-o Dumnezeu în Geneza 3:15. Adună la oaltă toată istoria lui Israel plină de păcate și nevoia desființării lui Iom Kipur, sărbătorii în care toți își aminteau de păcate. Aduce înaintea lui Iosif, pe David, cel mai important împărat din istoria lui Israel, și vorbește despre mult așteptata rezolvare a păcatelor. Iosif, când aude aceste lucruri, nu experiența l-a întărit, ci cuvintele acestea îl ajută atât de mult, încât imediat după aceea, după ce se oprește, o ia pe Maria și ascultă tot ce a spus îngerul. Acum, întrebarea este: ce anume din Scriptură l-a ajutat atât de mult pe Iosif în acel moment? Care este pasajul care ar fi trebuit să-i strălucească în inimă și în minte imediat pentru ca tot
spune îngerul să aibă sens și el să-și continue viața. Niciodată Dumnezeu nu dă porunci fără sens. Nu dă porunci pe care să nu le-ai pregătit. Nu te cheamă să faci ceva, de aceea eu nu cred că Iefta și-a jertfit fata, sunt de acord cu Sami. Nu poate Dumnezeu să te cheme să faci ceva ce El a spus să nu faci. Și după care să te laude în Evrei 11. Nu poate face lucrul acesta. La fel și la Iosif. Nu putea să-l cheme să accepte o fecioară însărcinată în familia lui dacă nu ar fi pregătit acest moment și dacă nu ar fi lăsat semințe în Scriptură, astfel încât Iosif, când primește porunca, să spună, da, Doamne, nu este împotriva voiei tale, nu este ceva în afara moralității, ci Tu ai prorocit acest lucru, Tu ai pregătit acest lucru și sunt absolut convins că de dimineață s-a trezit și Iosif a cântat, Emanuel, a cântat cântarea înaintea îngerilor și a spus, Dumnezeu este cu noi. Și și-a amintit toată prorocia din Isaia 7, 8 și 9. Și Scriptura pe care i-a însuflat-o îngerul a strălucit într-un mod în inima lui și în mintea lui, încât nimic nu-i se părea prea mult. A luat-o pe Maria și a suportat toate consecințele conviețuirii împreună cu ea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. În acea dimineață, Iosif s-a rezemat pe această prorocie și pe tot ceea ce este în tensiunea din Isaia 7, 8 și 9, astfel încât întunericul din jurul lui nu-l copleșea. Astfel încât vestea pe care i-o aduce logodnica lui, că este însărcinată, are sens, era singurul lucru care avea sens, singurul lucru care merita luat în calcul în acea dimineață. Dar toată puterea de sus, dragii mei, n-a venit prin experiența supranaturală, ci a venit prin cuvântul lui Dumnezeu, așezat de sute de ani în Scriptură. Iar îngerul, ce a făcut cu el? Nu i-a spus, hai să trăiești ceva mistic. Îngerul i-a deschis Biblia în trei cuvinte. I-a făcut un rezumat al întregul Vechiului Testament. Și în această dimineață, înainte să ne apropiem de cina Domnului, vreau câteva gânduri din Isaia 7, 8 și 9. Pentru că este pasajul care, din punctul meu de vedere, l-a ajutat cel mai mult pe Iosif să răzbească în acest moment foarte complicat. Să nu uităm cei doi vectori ai vremii lui. A primit o veste foarte grea. Da? O veste care este împotriva rațiunii, împotriva tot ce știa el până atunci. Nu în ultimul rând, în jurul lui nu găseai țipenie de neprihănit. Totul era îngropat în cel rău. În capitolul 7 din Isaia avem celebrul răspuns pe care Ahaz îl dă lui Isaia. Sună foarte frumos, nu? Nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Și când auzi pe cineva că vorbește așa despre Dumnezeu, spui, măi, ăsta chiar e credincios. Deci este foarte important să înțelegem contextul. Erau doi împărați care veneau spre Ahaz, pe Cah și Rețin. Unul era din Israel, unul era din Siria. Ei se apropiau și ei voiau să-l cucerească pe Ahaz. Ahaz, în loc să apeleze la Domnul, face un legământ cu împăratul Asiriei, Tiglat-Pilneser. Și pe fundul acestei frământări a lui Ahaz, Isaia vine și spune, Domnul vrea să fie de partea ta, Domnul vrea să te ajute, Ahaz. Ahaz, care deja își făcuse planurile, îl spune, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Și deja această afirmație a lui sună foarte urât, oricât de frumoase ar fi cuvintele, pentru că nu este altceva decât un refuz direct al lui Ahaz împotriva lui Dumnezeu. El deja dăduse mâna cu Tiglat-Pilneser. El nu avea nevoie de Dumnezeu, ci el vrea elegant, da? Să fenteze chemarea lui Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu se uită în inima lui și în acest context, ca urmare a acestui răspuns foarte fariseic și foarte alunecos al lui Ahaz. Uitați-vă care este răspunsul
lui Dumnezeu. Acasă puteți să citiți, cine n-a citit sau cine nu știe, Isaia 7, 8 și 9 sunt un pic mai complicate, dar este important, eu vă așez doar concluziile și cine vrea să le verifice poate să ia cu atenție cele trei capitole. Dumnezeu se uită la el și spune, Domnul însuși, și din versetul 14, după răspunsul lui Ahaz, Dumnezeu aduce acest citat pe care Iosif, sau pe care Matei l-a așezat în dreptul lui Iosif, în momentul în care el primește veștea nașterii unui copil. Versul 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să leagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să leagă binele, țara de ai cărei doi împărați te tem tu, va fi pustită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată, din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, adică pe prietenul tău, Tiglat-Pilneser, pe împăratul Asiriei. Textul este un pic alambicat și o să încerc să prezint doar concluziile. Domnul însuși vă va da un semn, iar citatul este prima parte. Citatul preluat de Matei, iată fecioara va rămâne însărcinată. În versetul 15, imediat următorul verset, mi-aduce câteva elemente despre acest copil pe care n-ai cum să le pui în dreptul Mântuitorului nostru. Până când va ști să lepede răul și să aleagă binele. Acest lucru n-a fost valabil niciodată despre Domnul Iisus. Și atunci, ca să împac acest citat, trebuie să-l rup în două. Versetul 14 se referă la un copil, și anume la Domnul Iisus Hristos. Versetul 15 se referă la Mahershalel Hashbaz. Este copilul lui Isaia. Citim în versetul 2 din capitolul 8. M-am apropiat de prorociță, Isaia vorbește, ea s-a mislit și a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis, pune-i numele Mahershalel Hashbaz, grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Și atunci Dumnezeu dă un semn, dar un semn împărțit în două, o prorocie legată de doi copii. Nu am cum să iau toată prorocia să o pun în dreptul Mântuitorului, pentru că am această afirmație, el va mânca smântână și miere, până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Singurul prunc care s-a născut sub soare, care nu putea citi în întregime Psalmul 51, a fost Domnul Iisus Hristos. El nu putea spune, împăcat m-a zămislit mama mea. El are o altfel de naștere. El a fost o creație nouă, a fost noul Adam, fără păcat, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Și atunci versetul 15, ca textul să aibă sens, trebuie să-l duc în dreptul celui de-al doilea copil. Și atunci Ahaz primește un semn cu doi copii. Un copil al viitorului și un copil imediat, Mahershalel Hashbaz. Dar uitați-vă ce face Dumnezeu cu acest copil. Îl transformă într-o clepsidră a mâniei lui Dumnezeu. Ahaz este cel mai rău împărat până la Manase. Când citești un împărat sau unul cronici și ajungi în dreptul lui Ahaz, te umpli de mânie. Și întreb pe Dumnezeu, cum poți suporta? Cât mai poți suporta? Dacă eram în locul Domnului, îl striveam ca pe un gândăcel imediat ce începea să păcătuiască. Gândiți-vă la nerușinarea lui Ahaz cu care răspunde lui Isaia, nu vreau să ispitesc pe Domnul. Să vezi urâciunea din inima lui. Cât i-ar lua lui Sami să-l strivească pe Ahaz? Câteva clipe. Nici nu mai stau de vorbă cu el. Am întors spatele și am plecat. Dar Dumnezeu, în loc să-l strivească pe Ahaz, el face o promisiune a lui Mesia și mai adaugă un copil care devine o clepsidră pentru apropierea mâniei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu pedepsește pe cineva imediat ce a intrat păcatul în viața lui, nici măcar imediat ce s-a împietrit, ci el asigură un timp pentru pocăință. Până să știe copilul ce este binele, și eu apreciez că asta este undeva până la vârsta de 7 ani, până să știe copilul ce este binele, ce se va întâmpla? Asiria, Tiglat-Pileser, prietenul tău, va veni peste Iuda. La început îți va fi prieten, așa cum ai dorit tu, Ahaz. Dar la final, prăpădul va veni peste toată țara. Ai 7 ani în care poți să te răzgândești, în care poți să ceri un semn de la Domnul, în care poți să te apropii de Dumnezeu și să nu mai fii atât de fariseu în inima ta.
Dar ce îmi place mie la Dumnezeu este că nu este suficient acest timp așezat înaintea lui Ahaz, ci el mai așează un timp înaintea lui Ahaz. Uitați-vă în versetul 4. După ce vorbește despre acest al doilea copil care se naște, el spune așa, căci înainte ca să știe copilul să spună tată și mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada Samariei. El mai așează un semn înaintea lui Ahaz de 2 ani de această dată, până să spună copilul mamă și copilul spune mamă cam la vârsta de 2-3 anișori, cei doi împărați de care tu te temi vor fi nimiciți, iar prorocia merge până în anul 721, când Efraim avea să dispară. Cere un semn de la Domnul. Nu vreau să ispitesc pe Domnul. Dar Domnul atunci dă un semn și vorbește despre doi copii. Un copil al viitorului care avea să nască din Iosif și Maria și un copil imediat care este o clepsidră a apropierii mâniei lui Dumnezeu de Ahaz. Acum să ne apropiem de Isaia. Cam cât de greu credeți că a fost lui Isaia în tot acest context și în acest moment? Ahaz era departe de Domnul. Poporul era apostat. El doar cu ucenicii lui erau aproape de Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Isaia despre, în versetul 11 din 8. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat de mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți un eltire tot ce numește poporul acesta un eltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Slujiți însă Domnului oștilor, de el să vă temeți și de el să vă înfricoșați. Cât strigau alături de el, alături de Isaia, toate aceste cuvinte. Dragii mei, era el și cu câțiva oameni în jurul lui. În schimb, toți alături de Ahaz încheiaseră deja legământ cu Tiglat-Pilneser. Versul 7. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui, pretutindeni el va ieși din albia lui și va vărsa peste malurile lui, va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât, iar aripele întinse ale oastei lui vor umplea întinderile țării tale, Emanuele. Da, și oare, și încep să te întrebi, oare nu cumva Dumnezeu era cu toată țara? Dar Isaia continuă, strigați, strigă-te de război cât voiți popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci toți veți fi zdrobiți. Faceți la planuri și acum Isaia deja vorbește cu Ahaz, care făcea planuri ticluite în inima lui. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu nu este cu tot poporul, ci Dumnezeu Emanuel este doar cu mine și cu copiii pe care îi am eu. Argumentele sunt în pasaj. Dacă citiți mai departe pasajul, vedeți cum Isaia și copiii lui se detașează de tot poporul. Și singurii care puteau cânta în acel moment Emanuel erau doar Isaia și familia lui. Un popor apostat, un împărat rău. Doar copiii, ucenicii lui erau cu el. Totuși Isaia se uită spre cer. Nu se uită la întunericul din jurul lui. Nu se uită la împotrivirea lui Ahaz. Nu se uită la neputința din viața lui, ci se uită la promisiunile lui Dumnezeu. Și în mijlocul întunericului din Iuda, strigă cât îl țin rărunchii. Emanuel! Dumnezeu este cu noi. Care este garanția lui Isaia că Dumnezeu este cu el și nu cu Ahaz? Ați văzut și pe Ahaz cu Dumnezeu pe buze? Nu vreau să ispitesc pe Domnul. Nu sună fain, Cosmin? Nu vreau să cer, eu nu vreau minuni. Eu nu vreau să ispitesc pe Domnul. Dacă e doar această afirmație din dreptul lui Ahaz și îl judeci prin perspectivă, ei spune că e un om foarte credincios. În schimb, sunt cel puțin două diferențe și sunt două elemente pe care trebuie să le ai în viața ta dacă vrei să fii sigur că poți striga și tu, Dumnezeu este cu mine. Depărtarea de păcat și vedem diferența dintre Ahaz și Isaia și preocuparea pentru cuvântul lui Dumnezeu, un lucru care strălucește la Isaia cum la foarte puțini oameni din Vechiul Testament a strălucit. Ce se va întâmpla în schimb cu Iuda? Cu Ahaz? Cei care au respins toată chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Isaia? Cei care au spus nu vrem să ispitim pe Domnul, nu vrem să cerem niciun semn. Ce s-a întâmplat cu acel copil? Maher, Shalal, Hashbaz. A crescut, au trecut 2 ani, cei doi împărați au fost nimiciți.
Mai trecut 7 ani, a venit împăratul Asiriei, iar finalul este dezastruos. Uitați-vă cum este versetul 20 până la 22. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, el, poporul, Iuda, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă. Depărtarea de Dumnezeu aduce peste Iuda doar necaz, negură, nevoie neagră, întuneric beznă. Ce-ar fi fost dacă Isaia s-ar fi oprit aici? Să rămâi doar cu aceste cuvinte. Depărtarea de Dumnezeu va aduce peste Iuda. Era drept Dumnezeu cu acest destin pentru Iuda? Foarte drept. Nimeni nu putea să-i impute nimic. Putea să rămână Iuda în întuneric, beznă, veșnic. Putea să rămână pământul în întuneric, beznă, veșnic. Nimeni nu putea să-i impute nimic lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu nu uită că prorocia a început cu primul copil, nu cu al doilea copil. Al doilea copil este un semn al revărsării mâniei lui Dumnezeu peste Israel, peste Iuda și peste Ahaz. Al doilea copil, deși este un semn al revărsării mâniei, era prin modul în care s-a așezat în timp și o chemare la pocăință. Pentru că dacă poporul s-ar fi pocăit, oricând relația putea fi refăcută. Iar garanția refacerii relației era primul copil, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Semnul pregătit de Dumnezeu, din punctul meu de vedere, era doar primul copil, doar Emanuel, semn al binecuvântării pentru întregul pământ. Domnul însuși vă va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Sunt puncte de la 7:15 până la finalul capitolului 8, este acea buclă a așteptării mâniei lui Dumnezeu, în care în centru intră Mahershalal Hashbaz, dar după ce termină această buclă, Dumnezeu revine la strălucirea profeției din 7:14. Și uitați-vă cum începe și ce îmi place atât acest verset, atât de mult îmi place. Totuși, măcar că Iuda era negru în întuneric și în negură deasă, măcar că Ahaz era departe, măcar că tot poporul era cu mâinile legate de cel rău, întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunele de domnia lui David și al împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în vecii vecilor. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Acum eu sunt absolut convins că Iosif, când a citit prorocia din 7:14, a citit tot contextul și s-a uitat la Isaia și s-a regăsit atât de mult în experiența pe care a avut-o Isaia. Uitați-vă doar câteva asemănări. Iosif era în mijlocul unui popor apostat. Mântuitorul vorbește despre acea generație că este cea mai rea generație din istoria omenirii. De la ei se va cere sângele cui? Al tuturor prorocilor, cea mai rea generație din istoria omenirii. Un împărat extrem de rău deschide mica pentru a descoperi unde este Hristosul ca să-l omoare. Doar câțiva iudei erau cu Domnul. Simeon, Ana, păstorii, familia lui Ioan. Dați-mi voie să cred, interpretarea pe care o am eu e că erau singurii. Eu cred că dacă ar mai fost câțiva autorii Evangheliei ar fi adus înaintea noastră foarte puțin pe aici, pe colea. Și cred că Iosif se uită la momentul în care Dumnezeu face prorocia despre nașterea pruncului din fecioară și vede greutățile cu care s-a confruntat Isaia, atât de asemănătoare cu greutățile pe care le avea el. Și și-a cântat dimineață. Emanuel! Nu l-a mai interesat cât de adânc este întunericul. Nu l-a mai interesat cât de incredibilă
este vestea. Pentru că era atât de convins din Scripturile Vechiului Testament, din prorocia pe care aduce Isaia și din modul în care Isaia biruiește întunericul în vremea lui Ahaz. Era convins că la rândul lui este un semn și o minune în Israelul apostat. Isaia și Iosif, dragii mei, au fost niște semne și minuni în mijlocul întunericului. Iar dacă vrei să fii un semn și o minune în mijlocul întunericului, nu e nevoie de experiențe supranaturale ca să spui că ai văzut nu știu ce curcubeu pe cer, ci uitați-vă care este lucrul pe care îl scoate în evidență autorul Matei. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului. Este singurul lucru care te transformă într-o minune și un semn între cei din generația ta. Doar dacă în momentul în care pricepi care este chemarea, care este porunca Domnului, te duci asemenea lui Isaia, asemenea lui Iosif Cosmin, ce doare cel mai mult? Ascultarea. Cântăm oricât, mai deschidem și Biblia, ne mai întâlnim, mai venim și la adunare, dar când mergi în mijlocul întunericului, de pe stradă, de la serviciu, de la familie extinsă și toate alte contexte pe care le avem, cel mai cumplit este să asculți cu orice preț împotriva oricărei nădejdi. Am pus acolo deasupra acelei săgeți minunile și semnele din vremea lor. Îl avem pe Isaia și copiii lui înconjurat de Ahaz și un popor apostat. Avem pe Iosif și Maria înconjurați de Irod și un popor apostat. Întunericul era beznă. Totuși, ambele grupe de oameni au strigat. Ce au strigat, Ionuț? Emanuel! Ce i-a făcut să strige Emanuel? Pe de o parte se uitau la Dumnezeu și vedeau cât este de bun. Pe de altă parte se uitau în viitor, spre crucea Mântuitorului și toate promisiunile acestea privind crucea Mântuitorului. Isaia 9, de la 1 la 6, toate aceste promisiuni i-au ajutat să strige Emanuel, indiferent cât de mare este întunericul care domnea și domnește pe pământ. Dar am așezat pe linia timpului un grup mic de semne și minuni. Filadelfia, o turmă mică. Ne-am așezat în rândul acesta? Da sau nu? Da? Florin, da? Dar ce ne face să avem această părere despre noi că suntem un semn și o minune în mijlocul acestui pământ întunecos, asemenea lui Isaia și copiilor lui, asemenea lui Iosif și Mariei? Doar faptul că spunem, că rostim și noi cuvintele, asemenea lui Ahaz, nu vreau să-i ispitesc pe Domnul, doar El să fie lăudat. Dragii mei, dacă vrei să fii un semn și o minune în vremea celor din, în timpul celor din vremea ta, trebuie să te uiți cu mare. Asta a făcut Iosif. Iosif s-a uitat la Isaia, a văzut cum Isaia a rămas în ascultare, în ciuda întunericului beznă din jurul lui. Și Iosif alege la rândul lui să rămână în ascultare, în ciuda întunericului beznă din jurul lui. Și ancorându-se cu amândouă mâinile, Isaia cu 700 de ani înainte, uitându-se la Hristos, ancorându-se cu amândouă mâinile de promisiunea Hristosului. Iosif și Maria erau contemporani cu Hristos și ei s-au ancorat cu amândouă mâinile de Domnul Iisus Hristos. Au putut să fie un semn și o minune. Avem noi ceva în plus față de Isaia și față de Iosif, Cosmin? Tu ce spui? Uitați-vă cum sună Emanuel astăzi. Cartea Matei se termină cu cea mai frumoasă promisiune pe care un credincios poate să o aibă. Eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului. Dacă Isaia și Iosif nădăjduiau în baza bunătății lui Dumnezeu și a prorocilor lui, noi ne uităm acum în istoria trecută la crucea Mântuitorului. Și în baza crucii Mântuitorului avem certitudinea că putem cânta
în fiecare zi, fără nicio rezervă, fără nicio emoție, fără nicio îndoială. Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Pentru că Cel care s-a așezat pe cruce a promis că va fi cu fiecare dintre noi până la sfârșitul zilelor. Ne apropiem de crucea Mântuitorului și pâinea și vinul. Ne amintesc de tot ce a făcut pentru El. Și mie îmi place în fiecare duminică când mă apropii de cina Domnului o fațetă nouă a crucii să o am. Și astăzi aș vrea să fie această promisiune și această siguranță că crucea lui Hristos garantează prezența Lui în viața noastră, în a fiecăruia dintre noi, în toate contextele, oricât de mare ar fi întunericul din jurul nostru, oricât de mare ar fi presiunea la lucrurile pe care le avem, oricât de mult fiind întunericului ar pedala pe neascultare, avem siguranță că Dumnezeu este cu noi. Înainte să ne apropiem de pâine și vin, aș vrea să cântăm o rugăciune cu toții. Nu ne vom mai ruga, vom schimba un pic ritualul. Aș vrea să cântăm împreună cu Ionuț Emanuel, nu cred că este altă cântare mai potrivită. După care voi rosti eu câteva cuvinte pentru a binecuvânta pâinea și vinul dinaintea noastră.